Încă de la primele ore ale dimineții, lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Giurgiu au putut fi săriți pe mai toate străzile, atât din municipiu, cât și pe drumul național 5 ce leagă Giurgiu de București. Șoferii au fost verificați la documentele de călătorie, dar au fost vizați în special acei șoferi care încalcă regulile de circulație. Pe DN5 au fost amplasate radare în cascadă și chiar patrule mobile de radar pentru șoferii care nu respectă limitele de viteză legală. Zeci de conducători auto au fost trași pe dreapta astăzi și supuși unui control riguros al documentelor. Fie că nu au acordat prioritate, fie că au uitat să-și pună centura de siguranță la volan, șoferii indisciplinați nu au scăpat de amenzi. În urma evaluării făcute la drumurile naționale, drumul care a concentrat cele mai multe evenimente rutiere, în special spre sfârșitul anului 2013, drumul național 5, după cum cunoașteți, știți că am avut destule evenimente cu persoane decedate, persoane rănite. Și polițiștii din Mihăile și Bolintin au fost prezenți în trafic în colaborare cu cei de la Ordine Publică și reprezentanții Registrului Autoromân. În cadrul aceleiași acțiuni și-au verificat starea tehnică autovehiculelor. În zona orașului Bolintin s-a acționat în special la transportatorii de persoane care, de cele mai multe ori, nu respectă prevederile legale în ceea ce privește numărul de călători. Unui astfel de șoferi s-a aplicat chiar amenda maximă de 4.000 de lei după ce s-a constatat că depășise numărul de pasageri. De asemenea, în acest sfârșit de săptămână, peste 170 de polițiști, atât de la Serviciul Rutier, cât și de la Ordine Publică, însoțiți de lucrătorii Serviciilor de Investigații Criminale, Fraudă și Arme și Muniție, dar și cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale, sub directa coordonare a comisarului șef Marian Popescu, vor împânzi tot județul. În acest sfârșit de săptămână, toate efectivele de poliție rutiere, sub coordonarea mea, vor desfășura acțiuni în două zone de risc și mă refer aici a zone de risc, adică zone cu un potențial criminogen ridicat din punct de vedere al poliției rutiere, în special la sfârșit de săptămână, așa cum am spus, pe consumul de alcool, pe depășire neregulamentară și prioritate, și vom avea zona drumului județean 401 și mă refer aici Vărăș, Valea Dragului, Colibaș, Comana, o zonă, iar a doua zonă va fi zona drumului județean 601, roata de jos, Crevedia, Mărșa, Bolentin, Vale 601E, Joița, Găiseri.